Simona Halep, o nouă performanță fabuloasă, reu subliniere IT de senzație a liderului tenisului feminin. Simona Halep continuă să conduc în clasamentul WTA, dat publicit ci luni, cu 8140 de puncte sublinierei cu un avans de 1350 de puncte fac de daneza Caroline Wozniacki, clasat pe locul al doilea. Halep sublinierei trece în palmares săptămâna cu numărul 22 în calitate de lider WTA, iar dominația ei va continua sublinierei în acest luni. Astfel, Simona Halep le-a întrecut pe Kim Clijsters, 20, Maria Rapova sublinierei Traci Austin, ambele cu 21 de săptămâni. În clasamentul jucătoarelor din istorie cu cele mai multe săptămâni pe locul 1 WTA, Halep este a doua cea mai longevivă jucătoare pe prima poziție a ierarhiei jucătoarelor profesioniste fără Grand Slam cu subliniere tigat, după rusoaica Dinara Safina, 26 de săptămâni. În top 100 WTA sunt prezente alte 5 românce. Sorana Cârstea a coborât de pe locul 33 pe 34, cu 1355 de puncte, Irina Camelia Begu a coborât de pe 37 pe 38, cu 1315 puncte, Mihaela Buzărnescu se menține pe 39, cu 1263 puncte, Monica Niculescu a urcat de pe locul 70 pe 65, cu 926 de puncte, în timp ce Ana Bogdan a coborât de pe locul 85 pe 90, cu 709 puncte. În top 200 WTA, Alexandra Cadantu a coborât de pe 167 pe 168, cu 349 de puncte, Irina Bara a coborât de pe locul 168 pe 169, cu 348 de puncte, iar Alexandra Dulgheru de pe locul 172 pe 173, cu 346 de puncte. La dublu, Monica Niculescu a urcat de pe locul 14 pe locul 11, cu 3912 de puncte, aceasta fiind cea mai bună clasare a ei din carieră în acest prob. Irina Camelia Begu a urcat de pe locul 28 pe 26, cu 2830 de puncte, Raluca Olaru se menține pe 49, cu 1615 puncte, Mihaela Buzărnescu a urcat de pe 72 pe 69, cu 975 de puncte, iar Simona Halep a urcat 16 poziții, până pe 77, cu 900 de puncte. La vârful ierarhiei, American Casloane Stephen s-a urcat pe locul 9 WTA, cel mai bun din carieră, după ce a câștigat subliniere tigat Miami Open. Finalista competiției din Florida, letona Jelena Ostapenko se menține pe locul 5 WTA. Germana Angelique Kerber-Aie, subliniere IT din top 10, coborând un loc, până pe 11, la fel sportiva ceh Petra Kvitova, o poziție pierdut, până pe 10, conform news.ro. Primele 10 locuri sunt ocupate de următoarele jucătoare. Simona Halep,
România, 8140 de puncte. Caroline Wozniacki, Danemarca, 6790. Garbine Muguruza, Spania, 5970. Elina Svitolina, Ucraina, 5630. Jelena Ostapenko, Letonia, 5611. Carolina Pliskova, Cehia, 4730. Caroline Garcia, Franța, 4625. Venus Williams, SUA, 4277. Sloane Stephens, SUA, 3938. Petra Kvitova, Cehia, 3271.